Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire. Cum te vede acum persoana care te interesează și care este energia relației dintre voi doi? Vom folosi aceste seturi de tarot și aceste oracole pe care le găsiți pe site-ul www.taroterapia.ro, unde de asemenea găsiți și cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia, învață tarotul în 4 ore. Este o citire fără timp, este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează și începem. Acest oracol, Vintage Wisdom, cum te vede acum această persoană? Și iată aici trei cărți care vorbesc practic despre tine, ascultătorule, care pari să te îndepărtezi sau să te vindeci. Iar această persoană percepe îndepărtarea ta, această persoană percepe răcirea ta, această persoană percepe că nu mai ești implicat sau implicată în această poveste, că ai diminuat investițiile tale, că nu mai acorzi timp așa cum o făceai odată, că nu mai ai probabil aceleași manifestări afectuoase, că nu mai ții cu dinții de această relație. Așadar, persoana asta te vede, de fapt, făcând pași și îndepărtându-te de el sau de ea și stă pe gânduri în legătură cu ceea ce observă la tine. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează și vă invit să rămâneți până la finalul acestei citiri, pentru că voi da detalii despre date de naștere, semne zodiacale, inițiale. Haideți să vedem în continuare care este energia acestei persoane. Iată o persoană care în momentul ăsta are intenții sincere. Cineva care speră. Cineva care dă jos masca sau renunță la măștile sale. Cineva care parcă învață lecția adevărului. O persoană care vrea să îți arate inocența sa, vrea să îți arate că are toată bunăvoința pentru a contribui la progresul poveștii voastre. Cineva care, de asemenea, se întreabă cum îl vezi tu sau cum o vezi tu. O persoană destul de sensibilă în perioada asta. Cineva care se emoționează foarte repede la orice fel de semn din partea ta. O persoană care ți-ar spune de asemenea că dacă a greșit, asta a fost cumva la întâmplare, că nu a greșit cu intenție, că nu a avut niciun plan să te facă să suferi, ascultătorule. Această persoană ți-ar spune că e prezentă pe scena voastră relațională și că lasă jos toate armele, lasă jos toate ascunzișurile, pentru că speră că se poate face ceva bun în legătură cu povestea voastră, pentru că speră că poate repara dacă e cazul de reparat. Sau, dacă vorbim despre o persoană care recent întorsese spatele, s-ar putea să aveți din partea acestei persoane niște mărturisiri care au legătură cu regretul. Îmi pare rău că m-am comportat prostește. Îmi pare rău că n-am spus adevărul. Îmi pare rău că nu te-am lăsat să vezi cât de bune erau intențiile mele. S-a întâmplat și nu aș vrea să se întâmple din nou, ți-ar spune această persoană. Și vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi până acum. Avem până acum pe cineva,
al cărui nume sau prenume ar putea să înceapă cu litera R, cu litera L, cu litera V, cu litera C, cu litera D, cu litera E sau cu litera C sau cu litera P. Haideți să vedem în continuare. Așadar, cum te vede acum această persoană? Și folosim tarotul viceversa. Această persoană te vede așteptând ceva acțiune. Această persoană, de asemenea, parcă înțelege că tu te protejezi mult mai bine sau că ai niște persoane în jurul tău care doresc ca tu să fii cât mai ferit de tot felul de rele. Persoana asta știe că tu ai niște aliați foarte valoroși. Persoana asta știe, de asemenea, că trebuie să arate din plin anumite fapte pentru a putea să treacă de acest zid. Persoana asta mai percepe, de asemenea, bucuria pe care tu o experimentezi sau ceva nou ce urmează în viața ta, de ca și cum ți-ai pregăti calul să pleci într-o nouă aventură și pare să fie acel gen de aventură singuratică, ceva ce nu-l include pe el sau pe ea. Persoana asta ar vrea să fie inclusă și, de asemenea, persoana asta percepe că tu ai avea să-i spui niște lucruri destul de dure, că ai putea să-i faci niște reproșuri și cumva se gândește că reproșurile sunt meritate și parcă se pregătește persoana asta să fie scuturată sau să fie pusă la zid în legătură cu ceva ce a făcut, în legătură cu ceva ce pe tine te-a supărat, ascultătorule. O întâlnire care se poate întâmpla undeva după ora 6 seara. Haideți să vedem pe această parte a arcanelor. Iată pe cineva care se uită de sus către avuțiile sale. Cineva care își evaluează proprietățile. Cineva care parcă încearcă să te impresioneze, ascultătorule, cu niște planuri de investiții. De exemplu, persoana asta ar putea să vină și să-ți spună că a investit într-o afacere, că vrea să cumpere un teren, că a cumpărat sau va cumpăra o anumită casă, sau te-ar putea întreba, de asemenea, ce părere ai tu în legătură cu o viitoare achiziție. Și în felul ăsta parcă ar vrea să-ți dea de înțeles că are toate intențiile serioase în legătură cu tine. Și, de asemenea, persoana asta parcă s-ar grăbi să facă ceva, să spună ceva, de exemplu să-ți scrie un mesaj sau să te sune sau să-ți ceară o întâlnire care ar putea să aducă în discuție o plecare a voastră, un weekend undeva departe sau o vacanță de o săptămână undeva într-un oraș îndepărtat sau într-o altă țară. Parcă persoana asta se grăbește să cumpere ceva, planifică ceva și în același timp vrea să vină cu aceste noutăți pentru tine și vrea să vadă ce fel de reacție ai tu, cum primești tu darul său, cum primești tu invitațiile. Avem pe cineva din leu sau din berbec sau din săgetător. Vorbim aici, de asemenea, despre o interacțiune dintre două semne de foc sau o interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de foc. Mai avem, de asemenea, pe cineva din balanță sau din gemeni. Voi mai da astfel de detalii pe măsură ce ele apar. Haideți să vedem în continuare cum te vede această persoană. Iată două arcane majore și din nou ideea asta că persoana te vede cu spatele. De ca și cum nu prea are foarte multă vizibilitate în legătură cu ceea ce se întâmplă cu tine. Două arcane care pot anunța niște intenții de împăcare. Avem aici de fapt energia a două persoane care se reîntâlnesc.
care se reunesc. Două persoane care au avut conflicte sau au avut foarte multe lucruri de pus la punct. Parte dintre voi au avut parte de intervenția cuiva, o intervenție nefavorabilă, un posibil inamic al poveștii voastre, cineva despre care voi știți. Haideți să vedem mai departe. Întoarcem arcanele. Și avem aici un cuplu care se reunește și care face niște planuri serioase pentru următorii ani. Avem de asemenea un bărbat întreprinzător sau un bărbat dintr-un semn de foc care întinde foarte generos mâna sa pentru a sprijini povestea voastră. Mai vorbim aici despre cineva care începe să pară din ce în ce mai matur. Mai vorbim aici despre două persoane care încep să comunice diferit. Două persoane care parcă nu mai lasă loc neînțelegerilor în această poveste. Și haideți să vedem în continuare. Care este energia poveștii voastre și spre ce ați putea să vă îndreptați? În povestea asta, cineva se simte trădat, abandonat, nedreptățit, sacrificat. În povestea asta, cineva își dorește foarte mult să se elibereze sau să se vindece. S-ar putea ca tu, ascultătorule, să îți dorești o cale de ieșire, să fi ajuns cumva la capătul puterilor și să-ți dorești această energie din arcana lumii. Persoana asta simt că, la rândul său, consideră că ceva din atitudinea ta curentă ar putea să fie exagerat. Adică persoana asta se gândește că dacă a greșit, atunci ar putea totuși să aibă parte și de iertare dacă începe să facă acele lucruri juste. Așadar, persoana asta se gândește, de exemplu, că dacă tu nu-i vorbești, este exagerată această tăcere. Sau dacă tu i-ai dat un termen, acel termen este prea din scurt. Sau persoana asta se gândește că îi arăți niște lucruri care îi dau de înțeles că el sau ea nu prea mai contează și se întreabă ce ar putea să pună în aplicare astfel încât să poată să-ți intre în voie. Se întreabă persoana asta de ce atitudinea ta este atât de intensă în legătură cu el sau cu ea. De asemenea, persoana asta parcă ți-ar aduce aminte de trecutul tău și ți-ar spune, uite, mi-ai povestit că în situația X ai avut o astfel de atitudine din partea fostului tău partener și totuși tu ai reacționat ceva mai blând. De ce nu faci lucrul ăsta și cu mine? Și vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Avem aici pe cineva din Peștii, din Rac sau din Capricorn. Avem o interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de apă sau dintre două semne de apă. Haideți să vedem în continuare. Cineva așteaptă niște vești. Cineva va face de asemenea o schimbare în plan financiar sau în plan profesional pe care o va anunța, da? Parcă aleargă către tine această persoană cu aceste noutăți. Interesantă această combinație. Iată cum ceva este repus la locul său. Ceva ce fusese răsturnat este adus acum în poziție dreaptă. Sau cineva aduce înapoi ceva. Cineva vine cu ceva valoros ce fusese luat, îndepărtat, sustras din relație, atenție, da? Ne referim aici probabil la grijă, atenție, timp,
afecțiune și așa mai departe, cineva vrea să aducă înapoi ceva. Vrea să-ți aducă înapoi ceva. În alte cazuri, foarte concret, vorbim despre o persoană care se folosește de niște obiecte, de niște haine, de niște cărți care sunt rămase, de exemplu, pe la el sau pe la ea pe acasă, da? Ca să intre din nou în vorbă cu tine sau ca să te vadă din nou, ascultătorule. Avem pe cineva din pești care interacționează cu cineva din vărsător sau din gemeni. Avem pe cineva de asemenea din vărsător sau pe cineva din săgetător sau cineva din taur care ar putea să interacționeze cu un semn de apă sau cu un semn de aer. Haideți să vedem în continuare care e situația în această poveste și ce ar putea să apară între voi doi. Pentru cei dintre voi care sunt într-o relație non-exclusivă, pentru cei dintre voi care trăiesc într-un triunghi amoros, s-ar putea să aflați ceva în legătură cu un ascunziș. Ceva s-ar putea să iasă la iveală și lucrul ăsta s-ar putea să se întâmple destul de repede. Haideți să vedem în continuare. Foarte multe discuții în legătură cu o alegere care trebuie făcută. De asemenea, o soluție care vine ceva mai rapid decât v-ați fi așteptat. Așadar, pare că această persoană încearcă să găsească niște căi practice pentru a îndepărta obstacolele dintre voi doi. Pentru o parte dintre voi, simt că lucrul ăsta, în momentul ăsta, nu mai are importanță. E ca și cum, pentru o parte dintre voi, ceea ce face această persoană acum nu poate să se mai ridice vreodată la înălțimea așteptărilor voastre, pentru că, pur și simplu, focusul vostru acum este în altă parte. Pentru că ați dezinvestit, pentru că poate sunteți cu o altă persoană, pentru că, pur și simplu, poate că nu mai vreți să mai dați o șansă acestei relații. Și vă rog din nou să-mi spuneți cum rezonează. Persoana asta se agită și își dorește să fie sinceră. Se agită în legătură cu niște lucruri din trecutul vostru recent sau a spus niște lucruri pe care acum chiar le regretă. Și își dorește să vină cu această propunere de împăcare, de alianță, de uniune. În alte cazuri, să știți că persoana asta poate să meargă cumva până în acel punct în care vă propune să vă căsătoriți. O parte dintre voi ar putea să primească un inel. Și mai vorbim aici de asemenea despre ceva ce se întâmplă în mediul online. Haideți să vedem mai departe. Ceva ce bucură energia feminină, energie feminină care aștepta mai degrabă lucruri negative în perioada asta din partea energiei masculine. Așadar, ceva vine să înlăture o povară de pe umerii energiei feminine. Iată din nou, surpriză, cadou, de asemenea un mesaj scris care are legătură cu împăcarea voastră, care are legătură cu o discuție serioasă despre casă, despre relație, cu ceva ce parcă aduce bucurie în amândoi. Veți afla de la această persoană de asemenea că întârzierile pe care le-a avut au fost cumva influențate și de cineva mai tânăr sau au fost influențate de o persoană care nu dorește relația voastră, că cineva a încercat să arunce tot felul de discuții inutile între voi doi, cineva a încercat să plaseze niște intrigi pe unde nu ar fi trebuit să le plaseze. Parcă persoana asta ți-ar povesti că există cineva din jurul vostru care a fost demascat.
cineva care, spuneam, a influențat negativ această conexiune. Și persoana asta se deschide din ce în ce mai mult să vorbească despre cine a vrut să facă rău poveștii voastre. Deci persoana asta face front comun cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe. Cineva care a avut parte de niște pierderi financiare, cineva care a avut parte de o concediere sau cineva care și-a dat demisia pentru că nu mai suporta să stea în acel loc, vine cu niște vești acum care parcă schimbă direcția. Iată ce interesant, o schimbare de asemenea oficială, ceva ce este comunicat tuturor, ceva ce este semnat, parafat, ceva ce se află de către ceilalți. Iată aici ceva ce se grăbește către voi. Iar asta are legătură cu cineva apropiat din partea acestei persoane. Fie că este un membru al familiei sale, fie că este un coleg sau un prieten al acestei persoane, se pare că aflați ceva bun. Vă ajută o informație care vine din partea cuiva apropiat de persoana despre care voi întrebați. Și mai vorbim aici de asemenea despre a tăia legăturile cu trecutul. Energia masculină taie legătura cu trecutul. Energia masculină renunță la ceva ce era excesiv. Energia masculină este pregătită să iasă cumva în public și să vorbească foarte clar și răspicat despre povestea voastră. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta ar aștepta de la tine, ascultătorule, răspunsul important vis-a-vis de o decizie. O decizie care a fost adusă în discuție în ultimele 3-4 săptămâni sau în ultimele 3-4 luni. Persoana asta se întreabă dacă tu vei dori să faci lumină, apropo de povestea voastră sau apropo de ceea ce se întâmplă în viața ta acum. Persoana asta ar putea să-ți spună de asemenea că are răbdare, poate să aibă răbdare în continuare cu tine, dacă lucrurile pentru tine nu sunt chiar atât de simple. Haideți să vedem în continuare. Mai avem aici pe cineva din fecioară. Vorbim aici despre o persoană care parcă trebuie să ia întreaga situație în mână, cineva care își folosește voința pentru a dezlega niște noduri din povestea voastră, cineva care la un moment dat a încercat să se îndepărteze și totuși s-a întors. Simt că parte din discursul acestei persoane în perioada următoare ar putea să fie, ascultătorule, și faptul că persoana asta a încercat să se desprindă de tine la un moment dat și nu a reușit. Așadar, cred că el sau ea ar putea să-ți spună deschis și sincer că nu se poate desprinde de tine și că nu vrea pe nimeni altcineva în afară de tine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!